În sfârșit vă văd, mă vedeți, m-ați lăsat, ați plecat și voi, m-ați fentat și voi, nu cred. De-aia vă dau iarăși salutare, scumpi și dragi colegi de alertare, ce vremuri, ce-am ajuns să trăim și ce-am ajuns să trăiesc. M-au blocat ăștia pe Facebook. Nu știu ce s-a întâmplat, domnule. Mâine am o săptămână de când nu mai pot posta niciun video și nici nu pot să vă citesc mesajele de la voi. Ci că m-au blocat, m-au reportat, nu știu, trebuia să primesc și mail și înștiințare. N-am primit nimic. Destul că vă spun lucru ce este. Nu mai pot să dau de voi pe Facebook. Între timp, m-am cam mutat pe YouTube, ceea ce văd că faceți și voi. Migrați spre YouTube și vă mulțumesc, dar acestea fiind zise, să intrăm în subiect. Ce mai faceți? Cum o mai duceți? Cum mai rezistați? Cum mai... Nu ne ajută nici vremea. Numai ploaie și vreme urâtă. Totuși, soacră mea, după 70 de zile de izolare, s-o aranjat, și a ieșit în stradă. A ieșit în stradă, s-a uitat în stânga-dreapta, a făcut câțiva pași, parcă era Armstrong, a seleniza. Că a primit pași pe lună, așa o pășit socră mea. Și a zis primele cuvinte, mă așteptam la ceva magistral. Primele cuvinte zice, dar unde mi-e masca, Bosmeg? Zic, pe gură-ți, mamă soacră, pe gură-ți, mamă soacră. E greu acum să avem tot timpul masca la noi, că vedeți, pleci de acasă grăbit, trebuie să te verifici, că am pormoneu, am mască. Masca, unde-i masca? Că ți-i groază să mergi și când intri într-un magazin să cer cuiva, n-ai să mă împrumut cu o mască. Și ăla să zică de care, cu filtru sau fără filtru. Oricum, în Sibiu a fost făcut primul pas. Este un dozator. Un dozator mare unde bași bănuțul și îți vine masca. Îți spui masca, n-ai nicio problemă. Restul, știți că scrie de multe ori aparatul de rest. Aici în Sibiu restul e pe bază de picuri. Da? Dezinfectanți, masca și ai plecat mai departe, dar unde să mai pleci? Când nu te la așa nervi am avut, vă spun sincer, că simțeam că ne depărtăm unii de alții. 2 luni de izolare, am stat aici, am vorbit și acum mor blocat. Dar nu-i nimic, continuăm pe YouTube. Mulțumesc că ați făcut trecerea asta. Mulțumesc pentru că încercați să mă urmăriți. Încerc să mă calmez și eu, deși nervi am în continuare cât casa. Mă rog, nu cât casa luguță. Am citit undeva, de fapt în 2 surse, că eu așa verific, din 2-3 surse minim verific știrea, că domnul Nicolae Guță își vinde castelul de 27 de camere, are un castel cu 27 de camere, îl vinde. O știre zice că acest castel e în Petroșani, altă știre zice că e în Oradea. La banii lui Guță nu contează, poate să fie în orice oraș din România. O casă frumoasă, o casă drăguță, dar ce să facă? Oricum n-are clienți, că jos avea sală de nunți. Să-l închidă? Cum s-au închis și Artigăiești. S-au închis Artigăiești tot pe bază de nenorocire de asta de pandemie. Practic au înghețat afacerea. Dar după ce să mai fabrice frigidere? Mai avem noi peste vreo 3-4 luni bani să ne umplem frigiderul? Le umplem noi ăștia de la putere frigiderul. Noi nu mai avem forță monetară ca să ne umplem frigiderele. O să trecem cu toții la dieta Djokovic, marele tenismen, numărul 1 mondial, ați auzit? Ăsta de un an jumate face foamea 16 ore pe zi. Păi să vedeți în toamnă că recolte n-avem, bănuți tot mai puțin, toți trecem pe dieta Djokovic. O să fim ce mai? Dita mai campion mondial la tenis. O să fim o populație de tenismen cu T, nu cu da? Rău așa că știi când le ai paletale, vii aici, faci filmarea, pac, te duci, pui pe Facebook, imediat să încarcă video și stai de povești. Stăm de povești, după aia citim comentarii și să nu mai postu. Mâine am o săptămână, domnule, de când nu știu ce s-a întâmplat, că am întrebat și experți, că nu vorbeam avioane aici, știți voi, nu vorbeam avioane. Avioane, apropo de avioane, italianul ăla, patron de vie, care a plătit o cursă privată de la Cluj-Napoca până în Italia ca să-și aducă la sapă, la săpatul viei, ob românce. Au zis că fără alea ob românce n-are producție de vin. Asta înseamnă să pui preț pe oameni. Ce-a făcut statul cu ai noștri care se întorceau din străinătate, i-au ținut în țarcuri acolo sau la cozi, ca pe animale, cu miile. Bine că între timp șeful de la Vamă, șeful Vămilor, șeful Poliției de Frontieră, un anume domn Buda, o demisionat. Deci situația acum la frontieră nu mai e în budă, e cam în aer. În aer și contul meu de... Nu știu ce am făcut, domnule, trebuiau la Zuckerberg bani, să-i dau bani, să-i plătesc, să mă mai lase, să vorbim. Nu înțeleg.
m-au amendat cumva și eu nu știu, că e la modă. N-ați văzut și Consiliul ăsta al discriminării, odată amenzi, au împărțit amenzi în stânga și în dreapta, pentru discriminare. Traian Băsescu a luat 6.000 de lei, 60 de milioane vechi, amendă. Cam cât bea el pe o săptămână în whisky, nu contează că are deo, are și pensie, are și salariu. Bacal Bașa a primit și el o amendă de 6.000 de lei. Ce a zis domnul Bacal Bașa? Zice, pot plăti această amendă și mai rămâne și de o țuiculiță sau de un rom mic. Werner Iohannis, 5.000 de lei pentru eu n-o pot PSD. 5.000 de lei, eu și zic la Carmen anul ăsta doar în Tenerife, nu mergem în Florida. Când are bani. Unde mai pui că l-a și dat Adrian Năstase în judecată. L-a dat Adrian Năstase în judecată pentru că i-a retras vestul, doamne, decorația. Steaua României i-a retras-o Iohannis și tare nervos pe tema asta, domnul Adrian Năstase. Păi nu mai are decorația aia de la Pionier. Roza vânturilor sau rozeta vântur. Nu mai are. Ce, de fapt, care e marele avantaj, nu? La decorația asta. La finalul vieții primești loc de veci și 10 salve de tun sau nu știu câte sunt. Păi Adrian, dragă, tu ești nemuritor, dar ce ai crezut că vrei să îi cedezi locul de veci lui Ion Iliescu? Ăla stă acolo nefolosit cu sutele de ani. Ion Iliescu n-are nevoie de așa ceva. Da. Noi avem nevoie să ne vedem, să stăm de vorbă, să discutăm. Așa nervi am avut, ca și Clejanca, Viorica de la Clejan. Știți că Marga, fiică sa, cam se întinde pe stătăt, că mai consumă câte ceva la volan, pac, Marga a făcut accident. Reporterii au mers, doamna Viorica, ce se întâmplă cu... Ce se întâmplă cu... Și-a aruncat în reporter cu o sticlă cu lapte. Avea, zic, bine că nu a aruncat cu lapte de la sursă, că-i nenorocea cu jetul, da. În fine, bine că ne vedem și aici pe YouTube. Eu încarc video pe YouTube și îl pun pe Facebook. Acolo pe Facebook sper să-l puteți deschide mai ușor pe telefon. Dar ați făcut un lucru mare, că ați venit și de pe Facebook pe YouTube și vă îndemn și vă încurajez. Sunteți peste 1000 de subscriber la canalul meu de YouTube. Felicitări! Felicitări și vă mulțumesc din tot sufletul. Mai spuneți lumii să vină aici pe YouTube, să facă subscripții pe YouTube. Cum ar fi zis Sorin Ovidiu Vântu, drăguțeilor, prin faptul că ați ales canalul meu de YouTube, ați făcut o investiție deșteaptă. Canalul de YouTube al Nicu Bendea, eu l-aș intitula, fără falsă modestie, FNI. Râdeți? Nu. Eu sunt foarte serios. Nicu Bendea posedă FNI. Canalul său de YouTube este FNI. Ce înseamnă FNI în viziunea lui Nicu Bendea? Fondul lui Nicu de ilaritate. FNI.